Am folosit două produse și cheltuielile nu au fost exagerate, dar rezultatele sunt destul de bune. Eu mă declar foarte, foarte mulțumit. Ne aflăm pe raza Oatea Cazasu. Mă numesc Popadan Ciprian, sunt administratorul SC Ferm Aliment. Lucrez 700 de hectare în această zonă și vă pot prezenta o cultură de porumb, 50 de hectare o solă avem aici, semănată cu un hibrid Syngenta Ignis. A fost foarte important, răsărirea a fost una ideală. Am aplicat 25 kg produsul de la Chemark Seed Sprint H1, pe care eu îl știam ceva, zic eu, cam cu 3 ani în urmă am folosit la cultura de sfeclă de zahăr. Și observasem atunci că, într-adevăr, unde am lăsat un martor, produsul a fost extrem de eficient, plântuțele de sfeclă erau aproape ca și mărime la dublu față de cele unde nu aplicasem Seed Sprint. Drept pentru care m-am hotărât anul ăsta să aplic pe toată suprafața produsul Seed Sprint, văzând totodată că avem speranțe, precipitații au fost la răsărire și știind din anii precedenți că dacă am precipitații, un microgranulat își face treaba foarte bine, ceea ce se și vede. La a doua ierbicidare am folosit un nicosulfuron cu un alt produs de la firma Chemark, Delfan, și aici am observat ceva diferențe, cu toate că nu i-a aplicat de foarte mult timp, deja pot să spun că produsul are și un efect antistres. Eu mă aștept să evolueze din ce în ce mai bine cultura. Așa cum și la cultura de grâu am ținut cont de sfaturile reprezentantului Chemark, la porumb s-a întâmplat același lucru. O altă noutate la această cultură de porumb, nu am prășit. Am folosit 150 kg de azot lichid, pentru că noi anul ăsta folosim un proiect nou. Avem un proiect nou cu irigații prin picurare la cultura de porumb. Poate fi considerat ca și o soluție de viitor pentru România, pentru că folosim mult mai puțină energie, mai puțină apă și producțiile sperăm să fie mai mari decât la irigatul convențional.